ești nevoit să stai în casă? Pentru că e urât afară sau pentru că sunt copiii bolnăviori sau din cine știe ce alt motiv? Nici o problemă! Ți-am pregătit noi un clip cu 5 super activități pe care le poți face ca să eviți haosul sau ca să faci haos și mai mare! Cu orice ai la îndemână! Suntem Alex! Liana! Yes! Matea! Împreună suntem familiști. Dacă ești nou pe canalul nostru, nu uita să te abonezi și să apeși iconița de notificare, clopoțelul de aici de sus. Pentru că săptămânal postăm clipuri interesante cu activități distractive și sfaturi despre viața de familie. De asemenea, ne poți găsi pe Instagram cu Liana.familiștii și Alex.familiștii, așa că nu uita să ne dai și acolo un follow. Tot nu a fost zăpadă prea mult anul ăsta, așa că am zis să facem o mare bulgăreană în casă! O să facem din hârtie niște bulgări de zăpadă și folosim niște hârtii ciorne. Care nu mai avem cum să facem oricum. Ciorne, da, hai să le strângem. Bine, ia să vedem cine face cei mai mulți bulgări de zăpadă. Mamă, ce bine a tras, Matea. Pentru că am pregătit muniția, acum nu mai rămâne nimic altceva de făcut decât să pregătim bazele. Uite, o să facem o cazemată cu masa asta. Ca să ne apărăm de aici, stăm și... Da, tragem! Da. Și cealaltă bază o să fie acolo unde e Iris. Ne pregătiți? La bătaie cu zăpadă, venim la o altă tradiție, tradiția punerii greului la încolțit. De obicei asta se face de Sfântul Andrei, mie îmi place foarte mult când facem activități împreună, să și povestim chestii care să învețe ceva pe copii, ceva mai mult decât activitatea în sine. Românii, în mod tradițional, pun greul la încolțit de Sfântul Andrei și îl verifică de anul nou, adică peste o lună, să vadă dacă a crescut mare și dacă e greul mare și des, înseamnă că o să fie un an bun, îndelșugat, cu mulți bani și bla 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 bla. Ca să facem activitatea asta avem nevoie de o caserolă, o cutie, orice aveți la îndemână prin casă. Noi am ales o cutie metalică. Da, unde a fost o lubină cu păsărele. Exact! Și pune... După aceea aveți nevoie de vată, deschide de machiante. Exact, noi avem deschide de machiante. Sau am citit mai devreme pe internet că poți pune un burete de vase pe partea aia care nu e abrazivă. Da, mă rog, ideea este, nu trebuie să rupem, uite, punem așa una lângă alta. Hai, pune tu. Ideea este să acoperiți tot fundul recipientului pe care l-ați ales. Da. Așa e. Așa e, mama. Mama e cea mai bună. Cred. Da, și n-am mai avut model de comparat și atunci, da, mai după părerea mea... Noi doi. Făcea concursul de noi doi și noi și-a dat seama să nu fiu eu gelos. Gata. Gata, e suficient. Sunt suficiente. O să aveți nevoie de greu. Eu am găsit la piață, chiar așa, în punguță. La piața Matache. La piața Matache, nu știu, a fost ieftin un leu, cred, în punguța sau nu mai știu exact. Nici nu e nevoie cum să o folosiți pe toată. Ideea e că nu merge orice greu. Trebuie, așa am înțeles, trebuie greu nedecorticat. Sau... Exact, exact și foarte bine. Eu pun și presărăm. Hai, presară tu. Vrei să presari și tu, Matias? Da. Așa? Hai. Așa, mama? Așa, da, peste tot să fie. Uite, ia de aici în mânuță. Hai, asta a fost drăguță rău. Ține mâna așa. Și acum presară aici. Până peste tot. Așa. Dar o dă și pe jos.
apă. Eu pun. O să pună tati primul pentru că este pahar foarte plin și dacă e să dea pe jos, măcar să dea vina pe el. Exact. După aceea cât se mai golește și trebuie să îmbibați foarte, foarte bine cu apă. Acum, după care să-l udați zilnic. Da. Ideea este că atunci când veți turna apă, semințele acestea se vor împrăștia, dar le puteți rearanja cu mâna, astfel încât să nu fie toate într-un singur loc al vasului. E bine. Asta poate să fie o activitate foarte bună prin care să-i învățați pe copii și un pic de istorie și mâncare, pentru că greul de fapt e la baza mâncării și la baza evoluției istoriei de când cu legătorii, și vânătorii. Eu nu o să fiu atât de profundă ca Alex și o să vă spun că, da, cumva este iarnă atunci când faceți această activitate, este să bine să puneți acest vas pe calorifer, pentru că le ajută să crească mai repede. Am o idee! Hai să ne jucăm cu rachetele! Vrei? Da! Da, ce trebuie să aducem? Păi, paie! Te duci să aduci paie? Da! În bucătărie? Fugi! Ne trebuie niște scoci! Te duci să aduci scoci? Aduci tine scoci! Hai, fugi și aduci scoci! N-aduci, te tu! Tu te duci să aduci papiota și... baloane! Baloane! Să legăm un capăt de ață, trebuie să aveți o ață mai rezistentă. De ceva, noi am întors masa asta cu picioarele în sus și în lateral, ca să stea mai înalt. Așa că un capăt al ației îl legăm aici. Voi vedeți, de un scaun puteți să legați, de o masă, de lustră, de dulap, de clanță, de o groază de chestii. Hai, bine? Și celălalt capăt merge să-l legăm la noi de suportul de televizor. Doar că înainte de a lega, trebuie să punem paiul pe el. Punem paiele pe ață. Și apoi, după ce ați spus, ne punem două paie, o să vedeți imediat de ce. Legăm partea a doua de suportul de la televizor. O să fie tare, o să fie tare, o să fie tare. Încă dată! Eu te-am întrecut! Da, dar uite ce-ți face în balonul lui Matias! Îți face paiul tău înapoi! Am o idee! Am putea să facem volei cu baloanele! Și să suflăm, vezi? Și ce să facem? Hai să vezi! Mamă, ce idee tare! Hai să vedem ce are flămurii cei mai puternici. Păi e? Unde se gata? Unde se poate să-și pâine? Am câștigat prima rundă, bate palma Matias. N-avem voi cu mine. Până la 3. Asta e ultima. Yeah.
Vreți un cort? Ce? Vreți să facem un cort? Da! Facem acum cortul, tot ce avem nevoie este un cea-cea fric. Ca ăsta. Și ce poate să mai facă cea-cea fost fric? Poate să facă pe Iris să dispară. Ia fiți atenți la chestia asta. Atenție mare! A dispărut! O facem să apară acum. Pa-pam! Tam! Ha! Wow! Important e ca cerceaful să fie dintr-un material subțire, vaporos, satinat, cum vreți voi, dar să nu fie greu, să nu mă apdârne. A, așa și mai avem nevoie de ventilator. Și cârlige. Mă trebuie niște cârlige de rupă sau... Sau o cramă de păr. Ceva cu care să fie. O cramă. Putem să-i fie. Da. Imediat să mâncă. Și pentru că ne imaginăm că suntem afară și este foarte fric, o să ne și îmbrăcăm. Ia, vreți să vorbiți în ventilator? Bună dimineața! Încă drum, dormi! Mama, nu a sărit! Eu mă cul! Eu mă cul! Uitați și coșulețul de picnic! Pot să intru și eu în cortul vostru? Da! Dar ce ne facem noi când se întunecă afară la noapte? Ca să avem lumină. Ce facem? Și dacă chiar vreți să aflați cum am luminat cortul, atunci va trebui să așteptați până joia viitoare. Când vă așteptăm noi cu un alt clip, cu 5 super activități pe care să le petreceți în casă împreună cu copiii, când e o zi mai puțin frumoasă sau pur și simplu nu puteți ieși cu ei din casă. O să dăm un copii, până spunem noi. Gata, hai ne focusăm și să respirăm. Yeah.